Astăzi, în miezul zilei, fumul a acoperit dealurile de la Vieru. O săteancă ieșită pe câmp cu sapa s-a gândit să-și curețe bucata de pământ de pe dealul satului, dând foc gunoaielor. Numai că vântul i-a stricat toate socotelile. O săteancă din satul Vieru, cu intenția de a arde gunoiul de pe o mică suprafață care îi aparține, a scăpat focul de sub control, astfel încât flacăra s-a extins pe o suprafață foarte mare. Viceprimarul a intervenit cu acest buldoescavator care a reușit până la urmă să stingă flăcările până la venirea pompierilor. Femeia care și-a dat seama de grozăvia care se putea întâmpla susține că de pământul afectat pe care se află vița de vie n-ar mai avea nimeni grijă. Și avem un loc vacant acolo un pic și i-am dat foc și a luat, a bătut vântul și a luat foc. Și ce faceți acum? Păi este purloage astea, nu e la nimeni. Ce să fac? Păi n-are, nu e via la nimeni. Sunt purloage de ani de zile. Și puteți să-l mai stingeți acum? Uitați, vedeți că a venit. Și dacă nu venea viceprimarul? Păi sunam la 112 dacă nu venea. Ce să fac? Ați anunțat, a sunat la 112? Am sunat vicele. Chiar dacă viceprimarul comunei a anunțat pompierii, acesta a revenit către ISU cu informația că incendiul a fost stins, astfel încât nu a mai fost nevoie de nicio intervenție.